Înainte de a fi vedete mondiale cu stele pe Bulevardul Gloriei și milioane în cont, multe nume mari de la Hollywood și-au exersat talentul cu roluri mai mici, nu în filme, ci în reclamă, mai mult sau mai puțin reușite. Admiratorii cei mai înfocați au recuperat aceste filmulețe uitate și le-au postat pe YouTube ca o mărturie a tinereții idolilor lor. Astăzi nimeni nu și-l poate închipui pe Brad Pitt fără Angelina Jolie, dar cu ceva mai mulți ani în urmă, Pitt și doi colegi de generație s-arătau fermecați de câteva frumoase blonde într-un spot pentru cartofi prăjiți. John Travolta nu mai este de mult doar un actor de filme muzicale, dar vocea a fost cea care l-a adus în atenția publicului chiar înainte de marele succes cu Grease și anume într-o reclamă la săpun. Leonardo DiCaprio apare astăzi doar în filme complexe semnate de mari regizori, dar talentul său a ieșit în evidență de la o vârstă fragedă când i-a cucerit pe telespectatori cu un clip pentru gumă de mestecat. Bruce Willis a apreciat întotdeauna băutura și s-a considerat nu doar actor, ci și cântăreț, așa că n-a ezitat niciun moment când i s-a dat ocazia să cânte într-o reclamă la whisky, pe vremea când încă mai avea păr. Mai sobră, fosta soție lui Bruce, Demi Moore, a ales să promoveze o băutură nealcoolică și, în plus, dietetică. Spotul a conținut și cascadorii demne de orice film de acțiune. Tot din publicitate la mâncare a scos un ban în anii 80 și Keanu Reeves. Viitorul Matrix își demonstra talentul în chip de chelner într-un spot pentru fulgii de cereale, micul dejun preferat al americanilor. Firește, nici actorii deja celebri nu se jenează să apară în reclame. Așa s-a întâmplat cu Catherine Zeta-Jones, care a elogiat câteva secunde o ofertă unei firme de telefonie mobilă alături de o viitoare vedetă adolescentă, Ashley Tisdale. Take your number to T-Mobile. The family's so free. Free? Free. Doamnelor.